Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi trecem la chestii mai serioase, fac și eu pe reporterul acum. Pentru cei care nu știți ce sunt, dar știți cu toți, dar în caz că apare careva care nu stă așa de mult pe YouTube și nu știe, ce... și nu știe ce s-a întâmplat, treaba este ca așa. Al nostru colo cu 850.000 de abonați a spus în direct un live care nu știu când l-a făcut. Dar nu contează cu oricum și atunci era o moare. Nu-i să zici că era copil și nu știa ce vorbea, nu chiar nu contează, tot avea 20 și câți dracu de ani avea. Ideea este așa, ăsta a spus că atunci când vede pe una pe ani pe stradă, nu se poate abține și vine să-i pună piciorul pe cap, să-i dea la că o să o scui pe în cu fantezii, sau o dea ca o de peste și el are nevastă, poate o să aibă și un prunc, asta nu știu, mai bine să nu se reproducă sincer. Și că el de când o are pe a lui, -a mai, nu s-a mai băgat pe minore de la 22 de ani. La 22 de ani te bagi pe de de 15 ani nu okay, asta chestia, e chestie pușcărie. Eu v-am mai spus, în orele vă bagă la pușcărie. În fine, a cercat el să facă glume, nu știu dacă o fi zis serios aia cu copilele, dar dacă e prins și recunosc unele că au fost îlcărite ca să zic așa, fără acordul lor, fără consințământ, Poate să riște niște pușcărie. Acum, na, nu pot să mă bat în piem, nu sunt judecător, n-am fost la drept să zici că știu că lumea toate treburile astea, nici n-asta să citesc codul penal să vă ce zice în funcție de instigarea la ură și violență, cum a spus el. Hai să căutăm nițel pe internet să vedem câte știri s-au făcut despre el. Dacă ajunge până și media, care din România presa e politică, poate ajungă ăștia să facă video despre tine de exemplu, fanatic, astea sunt cu spor, cu astea, mai era undeva spor.ro, Antena 3, bă, până și Antena 3 să facă articol despre tine, Antena 3 care știa cu gâdea, cu politică, că nu știu ce, undeva pe aici era și spor.ro și aia vorbea numai despre bombele fotbaliștilor. Gândul, la fel, cu politică, cu astea, deci în halul ăsta a ajuns. Toate sunt ceva de genul că poliția Capitalei i-a deschis o anchetă despre... Ce după ce un vlogger a instigat la hărțuirea minorilor. Doar că a instigat. Dacă a este prins prin unele și spun, bă, am fost victimă de -a lui sau ceva de genul, nu mi-a plăcut, da, e, e faimos, uh, e groasă treaba. Pentru cei care nu înțeleg gravitatea faptei când ai 850.000 de oameni, în mare parte copii care te urmăresc, și zic în mare parte copii, puteți intra pe comentariile, să vedeți ce comentarii ai, numai forță, respect, putere, de-astea, uh, și poze lor. Sunt poze cu ei și sunt mici. Probabil vic crash și dai lucol Doamne ce rău us. În fine. Deci da, ai o comunitate de mari. 850.000 de oameni. Jumate e populația Bucureștiului aproape. Două orașe cât Cluj. Trei sau patru cât Oradea. înțelegeți ideea. Gravitatea să spui că tu la 27-28 cât dracu avea. Căci deci că era mai vechi un pic clipul ăla, dar nu contez. Tot era bătrân și atunci ai spune că le pune genunchiul pe cap la minorele de pe stradă, cum ar fi ca tatăl vostru să umble cu o colegă de-a voastră, voi care sunteți generalul liceu a 9-a, 10 -a, să vedeți că tatăl vostru umblă de mână cu o colegă de-a voastră. Cred că ați avea o părere foarte bună, nu? Cam așa și el. Acum sunt mulți copii care au apărarea, care... Nu vreau să fiu rău, dar... Ori ești mic și nu înțelegi și dacă ești mare și tot e apărarea lui ăsta doar pentru că nu știu, îți plac povești de genul și crezi că te reprezintă și consider că nu este o faptă gravă așa ceva, iartă bă, dar de fapt nu mă ierta. Dacă ești genul ăla de om, dezabonează-te deci că n-am nevoie de asemenea mine pe canal la mine. Uh, și ce să mai zic? Dacă a fost prins cu faptul că nu doar că a instigat cu ce a spus el atunci, și ce a zis că de la 22 n-am mai luat cum de re. Ce, ce am zis? A, nu, a fost o glumă, haide. dacă chiar e pe bune, nu știu. O gala detector de minciuni. O să vină altări să zică. am fost victimă de a lui și să se dovedească tot. dacă n a fost frică sau ceva. Sau chiar și-o fi înșelat o asta cu care e acum cu minore. Îl cred în stare de așa ceva. Poate să ajungă la închisoare. Sau cel puțin o amendă foarte gravă. Oricum, era lui pe YouTube... Mulți ani o să fie ea. Nu știu dacă o să-și mai revină, poate să vândă tot ce are prin casă să doneze la case de copii. Să-l mai ierte lumea. Da, cum să spun. Chestia asta nu este de iertat. Orice ai face. Tot nu-i bine ce ai făcut. A făcut el video în care își cere scuze că Famile că femeie, astea, că au dreptul, că nu știu ce. Asta de scuze pe care l-a făcut când a văzut că tot internetul a sărit în cap și așa și-a pierdut uh, sponsorizările pe care le avea cu food shop sau ceva de genul cu Adidas sau ce dracu cu sponsorizare avea. Așpa, ce să zic? Cum zicea, care era să apoi YouTube s, -s cam dus dracu pentru că acum toți YouTuberii mari o să-i sară în cap și o să zică, bă, ce e asta? Și evident, mulți fani de elui lui o să-i întoarcă spatele, o să-și piardă multă susținere, o să rămână cu câțiva copii cu care nu o să-i facă view să se întrețină, nu o să-i mai doneze. Și dacă ăsta o să vrea să, nu știu, să se apuce de ceva, nu vreau să-l primească nicăieri, că dosar penal, cu ce riscă el sau cazier, ce o să-l urmeze, mai greu, ce să zic. Așa că, colo cum e să dai cu băta în baltă? Cazul cu puștean, un bal, în lac, nu știu cum să zic. Uh, și oricum, eu de mai demult ziceam de omul ăsta că este un gunoi. Dar sunt gluma cu patru clase, omul ăsta este genul ăla de țăran de București. Nu ți era ideea cum stai eu la țară, cum poate stai și tu la țară sau ai și la țară sau ceva de genul. Aia sunt oameni de la țară. Eu zic ideea de țăran, ăla care la țară e șmecher, când dau la oraș, n-are habar să traverseze, să trece pietoni, să aștepte la semafor, dar sună toate rudele. Parcele, să vezi ce eu, aici am o pe fiecare zi aproape sau ceva de genul, cam așa este și asta. Cum scocalarii? Una e nu ai de-astea ale societății, ca să ne exprimăm mai bine. Uh, A mai spus domnul ăsta că nu-și respectă fanii, el când primea o donație începea să se arunce pe spai să zică Baie, băte morții tăi Sunt curios Cum face așa când îi donează lumea 50-100 de euro Așa făcea și când, nu știu, era Crăciunul Și se ducea bai că sa, pardon Se bucura pentru moș, se bucura la moșu Că na, moș, Crăciunul, există copii Cine crezi că vă face cadou? Că vă fac cadourile părinții? Vă mă rog Se asupra, nu știu, un ceas, făcea baie, moșule, te-ai înmoarții și ai, -ai crociuniție, mi-ai luat un ceas. Cam așa, oare cam așa făcea și el? Și altă chestie, a primit donația aia falsă, cred că era falsă, nu știu dacă era falsă, oare nu m-am documentat. Dar chiar nu pasă, s-a văzut atunci cât, ce comunitate proastă are, cât i au sărit în capul Lospa, și că ai luat muiță, șterge, te cere scuze pentru Dacă nu știți, puteți să intrați la Lospa să vedeți acolo ce a postat și păstorii și niște poze mai vechi legate de donația fake lui Colo. Fake sau nu, nu contează. Aici vorbim de comunitatea lui. Așa și ce am mai vrut să zic? A, ăsta, cum spunea, nu-și respectă fanii cum face când îi donează careva. După care când i-a donat, după prin a donația mare, am văzut un de-asta un montaj cu momente ale românilor de Și era și ăsta acolo, fix la final. Și zice, oaie, stătea așa. știu că primezi donații 50.000 de ori și tu vii ca să răcea cu 2 euro? Că nici nu le mai citesc -astea. pe ce înseamnă asta tu până atunci făceai oameni, era el la care Mă apărea o melodie cel, Cu fredonare ca să nu zic piesă sau uh, Ceva artistic Cum reacționează el la manele și la ce reacționează Nici nu Apărea Cântecelul pe internet și tu deja aveai reacția făcută Disperarea pentru na Oricum mai am un tovarăș care mi-a zis de mai de mult că ăsta o să-i se ducă dracu canalul și care i s-a dus. Uh, și video pe care l-a făcut el de și cere scuze, nu are nicio relevanță, încerc și a scuze doar că a văzut că a cam belit-o. De piele. A să-i vadă cap. Vă scuzați că vorbesc am ciudat că abia m-am trezit. Cred că se și simte pe voce că am făcea mai groasă. Așa și cu Călinaciu când a avut treaba aia cu Călin. Bine, nici pe călinul nu dar asta este altă parte. A avut treaba aia cu Călin, asta era în stare să-l cheme pe Călin, să-i dea două capaci. Călin care are 1,65-70 că dracu are și colo 2 metri aproape. Ca, atât e el în stare. Zice el că respectă femeia și... vă live zice, fi... zice toate că sunt ștoarfe, că puteți să căutați. Vă acum, uitați-vă la los pe apăsătorii că niște momente după live-urile acolo. O să, o să vă lămuriți mai bine. Acum, na, probabil în comentariu o să vină și copiii de aia. să spun, ultraș dai lui Colo. Simp. De Colo Simps, ca să zic așa, că ar să că de Colo, ți rușine. Crești pe spatele lui. nu crești pe spatele lui, crezi că prostia lui și ideea este așa, eu nu doar fac un video în care repet ce a spus el, ci încerc să vă dau și o lecție. Și lecția și sfatul pe care vi-l dau eu în calitate de ob trecut totuși de vârsta maturității, deci pot să vă consider deja adult, vă dai un sfat pentru toți cei care sunteți mai mici ca mine, sau chiar și mai mari, nu știu ce ați crescut și ce stil de viață aveți, Concluzia Ai 18 ani Te mai dai la minore Dacă ești un minor Îmi plac fete cu 5 ani mai mici ca tine Te dai la ele Puteți să intrați pe Insta la mine Eu nici nu urmăresc minore Ceva pe care le cunosc e, nu știu Perișoare E de genul Cam asta e treaba cu al nostru Al nostru colo Va aștept în comentarii, nu o să știi niciun comentariu, color cum a început să șteargă, nu o să blochez like-urile și dislike-urile. aștept comentarii, o să vi le citesc pe toate, chiar sunt curios ce o să spuneți. Uh, da, vă mulțumesc tuturor celor care v-ați uitat la video, la acest video. Și ce să mai, aveți grijă pe cine susțineți. Acum nu vă pun să mergeți, să dați dislike și comentarii cu un jurătorul acolo, pentru că ne ajută Aici nu mai vorba dislike-uri, aici deja intervine legea. Deci dacă ați pus poliția pe cap și vă spun, treaba asta cu minorele e gravă. Deci e mai gravă ca și cum, nu știu, ar fi fost prins că avea la el iarbă sau ceva de genul. În afară era și mai rău. Am cu FBI open up. De, nu știu, te uiți la un hentai și aia din hentai minor și intră poliția peste tine. în afară chiar se poate întâmpla așa ceva. La noi nu e așa severă legea, dar oricum. Aveți grijă cu minorul pe care le faceți. Dacă aveți, nu știu, ați primit nuduri cu ele sau orice care e mai intim de la una, vă recomand să ștergeți. Nu le salvați, va trimis altul, ștergeți, ștergeți ce va trimis și spuneți, bă, ștergele că nu e ok. Dacă aveți discuții cu minori, sunteți opriți-vă că nu e ok. Și nu contează cum ai dezvoltată. A, încă o chestie pe care voiam să mai menționez. Uh, cu cel căci că bă, o te arată bine. Nu contează. Au aceeași vârstă, au aceeași gândire ca unele de 15 ani. Nu contează că arată ca mamele lor. Ai, sunt dezvoltate. Probabil că n Când era ăsta mai mic. Că e mai bătrân ca mine și ca tine, probabil. Dar adevăr, poate era altă alimentație. Poate nu fumau toți copiii pe atunci. Bine, nici acum nu fumează toți, dar fumează mult mai mulți. Se îmbătă mai rău și poate de asta ajungi, ajung ori să se dezvolte mai repede. Dar Asta nu înseamnă că trebuie să profiți de faptul că s-a dezvoltat cineva. Corpul se poate dezvolta într-un fel, dar creierul, creierul și mentalitatea e aceeași. Aia numai în timp se face. Nu contează ce steroizi bagi în tine ce hormon de creștere. și uh, în legătură cu tipele care umblă provocator pe stradă. Este treaba lor. Este riscul lor. Dacă lor le convine ideea să fie catalogate ca fiind niște ștoarfe și le place să fie fluierate de bădărani, este treaba lor. Nu vă cu ce ne afectează. Este este și pe stradă, poți să ieși și în curugol. Efectiv în curugol. Dar este dreptul oricui. Să-și spună pe ea despre tine, să tragă o concluzie, să-ți facă poză. Și pe stradă, poate oricine să-ți facă o poză, n-ai ce să zici, de ce îmi faci poză? Și pe domeniul public. Așa că dacă vreți să faceți vlogger sau ceva și filmați pe stradă și să de voi că de ce îl filmați, spun, ești, ești pe domeniul public, bla bla bla, chestii de genul. Mai documentați-vă și voi. Așa. Și alt exemplu în legătură cu astea care se îmbracă provocator pe stradă? Și eu sunt pletos. Cine abia acum a dat click pe canal? Sunt conștient faptul că probabil multor fetele plac pletos și zice Mmm, pletos? Oare cântă la chitară? de din pleată? Vreau să-i fac o diție? chestii de genul? Dar sunt conștient că sunt și de aia care regi Hotel post aia, muri frizerul, gluma aia clasică. Cred că o, umanitate o să treacă într-un nou stadiu al evoluției. Când o să scăpăm de gluma asta cu ți am frizerul, probabil că atunci o să putem învăța să folosim calma inteligența artificială și o să putem coloniza și alte planete. În fine, hai că ajunge cu teoriile evoluției aici. Ce să-i treaba? Dacă un umblă provocator pe stradă... Părerea mea, nici nu te uita la ea. <laughs> uite te la Dalia Majore. Mai ales dacă știi că e minor, nu te uita la ea. Uite-te naibii, după una majoră. Nu îi mai bala cu de 2 metri și la fițe de 15 ani cu curup afară. Totuși, treaba că umblei ele Mai dezbracate, asta este treaba părinților. Dacă părinților lor n-au putut să le oferi ducă, să spună, bă, nu te dezbraca pe stradă, ce naiba. Ai vârsta asta, ce ajungi la 18 ani să umbli cu Gigi Becali sau cu un bătrân ăsta cu bani? Lasă-o cu de treabă. Nu este treaba lui să zică că trebuie violate sau ceva de genul, pentru că... Nu de înglumim, dar din cauza unei viol se poate ajunge la traume de-a lungul întregii vieți. Nu voiam să ajung la discuția asta, dar uitați să vă dau un alt exemplu. Pentru cine ascultă Linkin Park, solistul Chester Bennington, care s-a sinucis în 2017, a trăit 30 și 40 de ani cât avea, depresie, a avut traume de când a fost abuzat de cineva când era mic. Așa că aveți grijă. Este genul că nu sunt de glumă. Cam asta a fost videoclipul, vă aștept părerea în comentarii, a fost un video simplu, n-am stat să fac ceva foarte wow, vreau doar să vă aud, mă rog, să vă citesc opiniile în comentarii și vedem ce se va întâmpla pe viitor cu acest om. Oricum, abelito. Hai, ceau les și nu vă dați la minore, minorele nu sunt bune.